Bună ziua și bine v-am găsit! Numele meu este Potoceanu Cerasela, iar astăzi voi prezenta alături de Doina câteva secrete ale machiajului și tendințele anului 2019. Bună ziua, Doina! Bună ziua! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră! Și eu vă mulțumesc pentru invitație! De unde a plecat această pasiune? Cum ai descoperit pasiunea pentru machiaj? Pasiunea pentru machiaj am descoperit-o în urma primului meu curs, de la vârsta de 15 ani, la intenția mamei mele, care m-a îndrumat în acest domeniu. Și aici mi se potrivește proverbul "pofta vine mâncând". După primul meu curs de machiaj am realizat mai multe machiaje, am avut o experiență în acest domeniu. Am urmat câteva luni de practică, după care am început să lucrez și mi-am câștigat primii bani pentru a-mi cumpăra produsele necesare. Deci, de cât timp practici această meserie? Păi, în luna iunie acestui an voi împlini 7 ani. Oh, ai ceva timp în spate. Cu ce te ocupi? Păi, sunt studentă la Facultatea de Jurnalism în anul al doilea și part-time sunt make-up artist și brow master. Cum reușești să îmbini aceste două pasiuni? Presupun că și jurnalismul este o pasiune pentru tine. Da, jurnalismul este o pasiune. Am ales să urmez această facultate pentru a fi specializat într-un domeniu, dar ulterior am găsit și punctul în care aceste două pasiuni și se pot îmbina și pot crea un viitor cât mai reușit. Dar planurile tale de viitor care sunt? Păi, anul viitor urmează să-mi iau licența în jurnalism, după care îmi doresc cu ardoare să deschid un cabinet performant de cosmetică și să urmez și cariera de make-up artist, ceea ce presupune pentru o cosmeticiană. Mult succes în această privință! Tu și pensezi, te ocupi de sprâncene? Da, mă ocup și de stilizarea sprâncenelor. Mă pot numi un doctor în sprâncene după cursul pe care l-am urmat acum 4 ani de zile. Și este o pasiune care mă definește. Presupun că, având această meserie, observ cu ușurință formele feței, trăsăturile persoanelor. Așa este? Așa este. De fiecare dată când mă aflu undeva, nu contează, fie pe stradă sau într-un local, fie la o petrecere, mereu mă sar în față trăsăturile oamenilor, pentru că fiecare are ceva ce îl definește, fie forma buzelor, a ochilor, chiar și a sprâncenelor, chiar dacă nu este o formă corectă, sau forma feței. Riscul meseriei, cum s-ar spune. Așa este. Ce ne poți spune despre această primăvară, despre tendințele, ce se poartă în anul 2019? Anul 2019 vine cu o recomandare de culori cât mai minimaliste. Nu se exagerează în ceea ce privește forma, chiar și a sprâncenelor, buzelor sau ochilor. Se merge pe forma naturală, dar totodată accentuată. În ceea ce privește culorile, se folosesc nuanțele îmbinate cald cu rece. Se folosesc și nuanțele de sclipici, chiar și la obraj, cum ar fi iluminatorul. Pentru buze este recomandat luciul, dar și rujul în două nuanțe. Și care sunt culorile care se poartă cel mai mult? Pentru culorile pământii, cum ar fi maro, se merge și pe o culoare de roz, piersică, mai puțin verde și albastru, dar este o recomandare doar în ceea ce privește tendințele. Eu aș recomanda fiecare să meargă pe ce le merge și cu ce Așa se este, simt cu mai ce, bine. Cu ce le stă mai bine. Da. Culoarea negru, la fel, este puțin ocolită, dar eu o recomand. Nu neapărat să se exagereze, dar în machiaj ar fi bine să persiste măcar un pic. Noi, ca domnișoare, ca doamne, trebuie să fim tot timpul aranjate. Ce părere ai despre rujul roșu? Se poartă în doar seara sau și ziua? Rujul roșu eu îl recomand persoanelor care au o formă evidențiată a buzelor, pentru buzele mai pufoase, nu buzele subțiri. Cu părere de rău, în anul 2019 este puțin evitat, dar el mereu a fost în vogă și va rămâne. Dacă machiajul permite, rochia și, în general, adică dacă merge pentru forma feței, eu îl recomand. Ești de acord ca în minutele următoare să ne faci o demonstrație? Desigur. Am început machiajul prin aplicarea unei soluții tonice pe toată suprafața feței, evitând zona ochilor, după care am aplicat o bază de machiaj.
am ales nuanța potrivită pentru fondul de ten, după care am aplicat o pudră, am accentuat sprâncenele cu ajutorul fardului, după care am făcut obrajii cu ajutorul unui blush și am adăugat o notă de iluminator foarte fină pentru a sculpta mai bine și a evidenția forma obrajilor. La ochi am pus baza de machiaj, după care încerc să diminuez totul cu un fard de nuanța pielii, după care urmează să selectez nuanța potrivită și culorile după care voi executa machiajul. Pentru cea de-a doua nuanță în cadrul machiajului, am ales un maro cărămiziu. Această nuanță va fi aplicată, dar totodată este stompată. Mai mult din jumătate din suprafața pleoapei. Pentru a oferi machiajului o notă de eleganță, am ales să aplic puțin sclipici în partea inferioară a ochiului. Dar și în partea superioară, spre arcadă. Am evitat culorile de alb în machiaj, astfel sclipiciul meu are o ușoară tentă de auriu șampanie. Pentru a accentua mai bine culoarea modelului a ochilor, și anume verde. De altfel, în anul 2019 nu trebuie să uităm de partea inferioară a ochiului. Și aici aplicăm o cantitate generoasă de fard. La fel și în colțul pleoapei superioare. Voi adăuga o nuanță minimă de negru și machiajul va trebui bine estompat. Astfel putem mări și forma ochilor și totodată a o accentua. Culoarea tuciului va fi una ciocolată amară. Încerc să diminuiesc nuanța de negru pe care am aplicat-o. Acum aplic cea mai intensă nuanță din cadrul machiajului, pe care la fel trebuie bine estompată, cu nuanțe puțin mai deschise. Și acum voi aplica la fel eyelinerul. Spre finalul machiajului, la fel, am grijă ca nuanțele să fie bine estompate.
verifica cei doi să fie proporțional, egali. Și voi mai adăuga din nou nuanța de iluminator. Voi curăța zona din jurul ochilor. Înainte de aplicarea genelor false, voi avea grijă ca ochii să fie aplicați cu rimel, de fapt genele să fie rimelate. Pentru a avea o siguranță în ceea ce privește rimelul, voi aplica cu o pensulă de unică folosință. În anul 2019 este recomandat să folosim doar un strat de rimel, dar am putea puțin să le accentuăm, depinde de intensitatea genelor, te uiți în sus și de cât de gros este firul. În ceea ce privește genele false, am ales două mărimi, scurte și medii. Inițial voi începe cu cele scurte, te uiți în jos, mai jos, mai jos. Când iau mânuța, clipește. Când mă apropii, fixez un punct, iau mâna, clipește fiecare dată. Voi merge cu gene scurte până la jumătatea ochiului, după care voi continua cu cele medii. Lipiciul, care acum este alb, va deveni transparent, însă acest lucru după uscare. Verifică toate genele să fie corect poziționate, după care voi aplica genele medii în jos. Genele vor fi aplicate într-un singur rând, nu voi dubla nivelul genelor, pentru că este un machiaj de zi și trebuie să păstrăm acea notă de acuratețe și naturalism. Genele tip smoke, cum sunt cele pe care le aplic eu, dau o notă mai naturală machiajului. Le putem aplica în funcție de mărimea genelor. Pentru persoanele care au genele foarte scurte, putem aplica pe toată suprafața genelor doar gene scurte. Pentru persoanele care au gene mai lungi, putem aplica la fel mărimea medie pentru toată suprafața genelor și astfel creiem ceva original pentru fiecare persoană. În sus. În jos. Acum modelul se va uita doar în jos, pentru ca genele să se lipiciul să se usuce și noi vom trece la conturarea buzelor. Pentru buze voi face un degrade din culori nude, respectiv o culoare mai închisă aplicată pe exteriorul buzelor, după care o culoare mai deschisă pentru interior. Voi merge pe linia naturală a buzelor.
chiar dacă modelul are o formă foarte reușită a buzelor, am fi putut aplica și un ruj roșu, dar am încercat să evit nuanțele stridente, fiind un machiaj de zi. Pentru ochii verzi, albaștri, cel mai bine se îmbină nuanțele pământii, dar și pentru cei căprui. Pentru ochii verzi aș recomanda asortarea culorilor de verde cu maro și puțin negru, după intensitatea aleasă a machiajului. După ce am făcut exteriorul, vom trece la interior. Dar nu înainte de a șterge pensula. Rujurile lichide mate la fel vor fi în mare căutare și în acest an, fiind un ruj foarte comod, aș putea zice, pentru majoritatea doamnelor și domnișoarelor, deoarece are o rezistență destul de mare, dar și rujurile tip baton cremoase la fel vor fi în vogă în acest an, dar fiecare își alege ceea ce îi place mai mult și cu ce se simte mai bine. Pentru persoanele care au buzele ridate, aș recomanda mai mult rujurile lucioase pentru a umple ridurile, dar pentru persoanele care au buzele bine întinse, pufoase, rujurile mate. Voi alege un ruj puțin mai cremos dintr-o paletă. Chiar dacă am ales nuanțele rujilor nude, pot adauga foarte, foarte puțin roz, o nuanță de roze. Așa. Machiajul este aproape terminat. Acum vor urma ultimele retușuri. În jos. Am ridicat foarte puțin genele. Lipiciul este aproape uscat. Uite-ți în sus. Un strat fin de pudră pentru a îndepărta și sclipiciul de pe față.